gândire și limbaj muzical în creația contemporană românească. În veacul 20, cu precădere în a doua jumătate a sa, mișcarea componistică românească se desfășoară într-o fructuoasă sincronie cu contextul mondial. Purtând aceleași trăsături, exprimând aceleași frământări și căutări novatoare ale creatorilor de pretutindeni, muzica românească și-a croit totuși un drum distinct prin explorarea straturilor celor mai adânci și revelarea transfiguratelor surse eterne ale folclorului. Creația autohtonă n-a părăsit contactul fecund cu plămada sensibilă a adevărurilor proprii spiritualității poporului român. De la Obârșii de Mihai Moldovan și până la meditațiile asupra continuumului spațio-temporal al lui Dinu Petrescu, laboratorul numit Madrigal a analizat într-o splendidă consensualitate compozitor-interpret multe opere de artă incandescentă din care va irumpe întotdeauna lava benefică a frumuseții, înnobilând una din cele mai prețioase trăsături ale speciei, umanitatea. Mărturisim că toți creatorii cu care am colaborat au înțeles actul comunicării cu noi dincolo de limitele obișnuite, împlinind dorința noastră de a sluji împreună mulțimile însetate de muzică. Rezultatul acestui consens, probabil singularizat în câmpul coral mondial, s-a constituit într-una din principalele linii directoare ale repertoriului Madrigalului din România. Menționăm că în acest dârz efort comun nu am fost străini de impresionantul portofoliu internațional reprezentat de creațiile unor renumiți compozitori cum sunt John Cage, Pierre Boulez, Karl-Heinz Stockhausen, Georg Ligeti, Yannis Xenakis și Luciano Berio, strălucite figuri ale artei muzicale a epocii. După cum, de la descoperirile de valoare în planul conceptual și al tehnicilor de creație, de la forma deschisă până la includerea integrală a spațiului acustic în actul interpretativ, de la folosirea texturilor și a efectelor globale, a colajelor și până la muzica structurată aleator sau cea repetitivă, nimic din ceea ce este fertil în creația muzicală nu a lipsit laboratorului nostru. Și ne-am bucurat din inimă când opere ca Ritual pentru setea pământului de Miriam Marbe, Ofrandă copiilor lumii de Sabin Păuță, Obârșii de Mihai Moldovan sau Aforisme de Ștefan Niculescu au fost distinse cu premii, au obținut recunoașteri internaționale în festivaluri și concursuri de înalt prestigiu profesional. Și totuși, noi considerăm că abordarea fenomenului pe care îl reprezintă noua muzică corală românească, în toată complexitatea sa, nu trebuie să pornească de la analiza și ierarhizarea celor mai reprezentative personalități. Lipsește încă perspectiva opțiunilor, ci de la reliefarea aspectelor legate de sursele acestei muzici, tehnicile de compoziție utilizate, mijloacele de expresie, modurile noi de emisie, mixajul surselor sonore, relația cu spațiul acustic și, ca un corolar, multitudinea semnificațiilor pe care le cuprinde muzica românească de astăzi. Thank you.
Surse muzicale. În raza transfigurării folclorului, sursă veșnic vie a muzicii autohtone, se situează printre altele lucrarea Obârșii de Mihai Moldovan. Monodia prezintă dificultăți de execuție în diferențierea cu claritate a planului static, constituit din pedală, de planul activ, alcătuit dintr-o intervalică subtil esențializată, ce trezește în noi indefinite semnale pastorale. Am păstrat unitatea secțiunii și rolul ei de componentă în planul mare al lucrării în circumstanțe în care compozitorul întrerupe aparent fluxul monodiei prin interferarea unor formule de acompaniament cu caracter instrumental, cu jocuri de timbruri și transformări foneto-acustice. S-au evit deci probleme de proporționare în cadrul unui echilibru nelipsit de înșelătoare instabilități interioare și de pătrundere în esență a raportului dintre adâncimile sublimate ale folclorului și fantezia strălucitoare a autorului. Referindu-ne la lucrarea Oglindire de Irina Odăgescu-Țuțuianu, observăm că tema, creată în spirit bizantin, sugerând stilul irmologic, impune un tempo izvorât firesc din curgerea naturală a monodiei, susținută de un discret impuls lăuntric generat de sensul textului. Pe scurt, asceză sonoră, decisă de adâncimea forajului psihoafectiv, unitară culoare timbrală, reținută intensitate și labilitate intonațională a microintervalelor. Thank you.
În interpretarea lucrării Aforisme de Ștefan Niculescu, dificultatea principală ne-a creat-o întrebarea dacă muzica poate reda emanația sensibilă a adevărurilor filozofice, în speță științifice, care sunt sau par aride și predispun mai mult la meditație decât la efuziuni afective. Răspunsul afirmativ s-a încorporat organic în tălmăcirea opusului. În fragmentul Toate sunt unu, compozitorul stratifică mai multe planuri. Isonul, simbol al permanenței, și diversele zone ale evenimentelor. Raportul dintre continuum și efemer determină investigații cardinale. Am imaginat căi sugerate de semiografia structurării materialului sonor. Menținerea sunetului sol diez în unicitate și stabilitate și reliefarea tendințelor concomitent centrifugale și centripetale ale acestuia implică soluții tehnice mai puțin obișnuite ce presupun independența creatoare a coriștilor și exercitarea plenară a atenției distributive și fanteziei interpretative. Tehnici componistice. Cântecul cu mișcare din Scene nocturne de Anatol Vieru cuprinde o monodie constituită într-o manieră punctualistă care prezintă deci dificultăți în asigurarea continuității fluxului melodic pe diversele registre ale ambitusului vocal. Cele două straturi al permanenței mobile sau imobile, ieri, azi, mâine și al mișcării propriu-zise au fost diferențiate timbral prin șoapte întărite, obsedante, periodice, cu variate sublinieri dinamice sau prin vocale vii și multicolore într-o caleidoscopică timbralitate. Thank you.
Eterofonia, străveche și actuală, fundamentează elaborarea tehnicii componistice din aforismul 5 de Ștefan Niculescu. Urmărind evidențierea deltei în caracterul său figurativ, pe linii ce se întind paralel, oblic sau care se întâlnesc în puncte nodale, ca de altfel și crearea tensiunilor pe care le generează raporturile dintre acestea, am încercat cuprinderea tuturor implicațiilor bogatei și originalei semiografii. E cazul conștientizării materialului general vocal ca expresie orizontală sau verticală, unitară, a uneia și aceleiași substanțe, a glisandourilor ascendente sau descendente, al combinațiilor timbrale, al evoluțiilor dinamice și al amintitelor puncte de coincidență. Starea de continuitate se realizează în acest opus cu ajutorul și în pofida contiguității. Principiile imuabile ale forței fizice a atracției au determinat utilizarea unor alunecări vocale individuale de mare subtilitate și virtuozitate ca mod optim de intrare, ieșire și reintrare în sunetul matcă. Tot în aforismele lui Ștefan Niculescu întâlnim ceea ce generic numim blocuri sonore, un soi de clastere severe extinse. Cu interior inert sau viu, dinamica lor globală este mereu aceeași, echilibrul fiecărui bloc sonor însemnând respectarea legii dinamicii compensatorii. Timbralitatea deține un rol stabilizator, activ, în relația sunet-ecou, tăcere. Tensionalitatea este creată de compozitor prin sunete cu înălțimi variabile și moduri diverse de atac. Noi am elucidat raportul tăcere-sunet
în contextul arhitecturii lucrării, realizând consensualitatea blocurilor sonore și potențarea lor reciprocă prin mijloace psihotehnice. Ascultați edificatorul exemplu. Textura cu care continuăm exemplificările noastre, cuprinsă în ritualul de invocare a ploii de Miriam Marbe, reprezintă ca semnificație momentul de pregătire a culminației lucrării respective. Constatând că această tehnică de creație presupune complexitate sonoră, imagistică și multitudine de planuri, am adoptat următoarea strategie interpretativă. Creind cadrul general prin sugestie, acordând un credit neobișnuit intuiției interpreților, stimulând fantezia lor participativă, îngemănând spontaneitatea cu rigoarea în evoluția discursului muzical, folosind dinamica și varietatea timbrală corespunzătoare. Probleme speciale, conducerea expresivă a canonului realizat de bas și mezzosoprană, reliefarea conflictului dintre tendința naturală de polarizare a atenției către conductul melodic și inevitabila destrămare a texturii însăși, păstrarea tentei magice a emanației sensibile.
problema sinfonismului vocal reprezintă un punct nodal în evoluția artei madrigalului și, nu întâmplător, majoritatea lucrărilor ce ne-au fost dedicate sunt fructul talentului unei pleiade de sinfoniști. Abordarea opusului Timpul cerbilor de Tiberiu Olah, dat fiind gradul de dificultate sporit și pericolul iminent al mecanicizării, implică un sever control dirijoral, iar pentru coriști o exigență intonațională și o virtuozitate de nivel instrumental. Această intensă solicitare profesională a corului este dictată de specificul structurilor melodico-ritmice, dinamica și agilitatea ce se înscriu în limite maxime, de multitudinea vocilor reale menite să sugereze spectrul timbral al orchestrei simfonice. Despre efectualitatea globală ca tehnică de compoziție s-a vorbit mult. Fie că afirmațiile se refereau la unul dintre aspectele discursului intonațional, ritmic, dinamic sau timbral, fie că, într-o accepție la care subscriem, ele vizau amploarea semnificațiilor, totalitatea ei. Am ales un exemplu din piesa Continuum de Dinu Petrescu. O pânză sonoră într-un ascendent și hieratic proces de stratificare. Thank you.
Ne vom referi acum la tehnica utilizării structurilor aleatoare și a colajului. Fără a intra în amănunte privind apariția celor două tehnici, precizăm totuși că agregatele aleatoare, ca și colajul, sunt caracterizate de tendința comună a organizării și dezorganizării simultane, de aceeași senzație de spontaneitate în stratificarea tematică. Trebuie ca în tălmăcirea structurii aleatoare să acționeze voința noastră unificatoare, călăuzită ferm de viziunea logică și afectivă a perspectivei acestui moment în raport cu celelalte care îl încadrează. Contrastantă și complementară ne apare folosirea tehnicii colajului. Multe pagini de rară sensibilitate s-au născut prin colarea unor muzici deja create, interferările unice de natură polifonică sau eterofonică, conferindu-le frumusețe, sugestivitate și un inedit expresiv. Noi am străbătut multe căi de rezolvare tehnică a politempiei structurale, întrucât cele 11 melodii componente de foarte diferite facturi folosite de Dinu Petrescu în continuum au presupus în cele din urmă, sub influența conceptului definitoriu al evoluțiilor madrigalului, adoptarea unor noi modalități de tactare, cea clasică dovedindu-se în atar situații insuficientă. Thank you.
În sfera noilor sisteme componistice, muzica repetitivă se adaugă tehnicii minimale ca descoperire de ultimă oră, de fapt, cu rădăcini foarte puternice și semnificative în straturile adânci de ritual ale zorilor umanității. O vom exemplifica printr-o secvență din Ritual pentru setea pământului de Miriam Marbe. Facem colaj, să dăm la sărași, să facem pe scurs, să dăm la legum. Să facem colaj, să dăm la sărași, să facem pe scurs, să dăm la legum. Am lăsat deliberat, în încheierea capitolului tehnicilor componistice contemporane, problema așa numitei forme deschise, pentru faptul că ea reprezintă un mod particular de integrare și organizare arhitectonică. Cercetările întreprinse de clasicul în domeniu, Umberto Eco, relevă raportul continuu și necesar pe care îl presupune transferul de responsabilitate estetică între compozitor și interpret în planul configurării materialului muzical. Deși autorul a lăsat la latitudinea interpretului modul de înlănțuire a secțiunilor, așa cum face Ștefan Niculescu în aforisme, se ridică inevitabil în ce ne privește următoarea întrebare. De ce am ales această succesiune și nu o alta posibilă? Încercăm să răspundem. Clasica unitate în diversitate fiind implicată în toate formele deschise, noi am imaginat o virtuală dramaturgie luminată de echilibrul perfect pe care ni-l oferea glosa eminesciană. Arcul voltaic, așa cum apare el în propunerea noastră interpretativă, prefigurează bolta ce ne-a fost oferită de cheia pe care o reprezintă aforismul Toate sunt unu. Modurile de emisie. Capacitatea muzicii contemporane de a percuta afectiv spiritualitatea auditorului a crescut datorită potențării microintervalice și a totalului cromatic, prin adăugarea de noi și noi sunete, de la șoaptă și recitare, de la vorba cântată sau întovărășită de fluierat, la transformările foneto-acustice și filtrajele cuprinse în efectologia aparaturii electronice de producere și redare sonoră. Ineditele tehnici componistice se materializează prin această originală lume a modurilor de emisie în care până și zgomotul este folosit ca mijloc de expresie. Să urmărim gradata metamorfoză expresivă dintr-un fragment al lucrării Remember Hiroshima de Dan Buciu. Thank you.
cuprinde teama. Unde e tata? Unde este mama? Poftește, prietene, și vezi ce-a fost, ce e, și povestește. Aspecte similare, dar și diferite, relevă de asemenea executarea lucrării Timpul cerbilor de Tiberiu Olah. Frulatoul inițial apare ca o rara avis în creațiile corale. Să urmărim două momente din această lucrare. Textura inițială. Și o parte din secțiunea finală în care cântul este însoțit de emiterea paralelă, fără constricția mușchilor labiali, a unei însemnate cantități de aer.
În fine, transformările foneto-acustice ca moduri de emisie cu caracter de sinteză redau în fragmentul din continuum de Dinu Petrescu o evoluție extrem de lentă în care modificările discrete ale elementelor consonantice și vocalice ce constituie cuvântul continuum exprimat în 11 limbi au urmărit obținerea unei maxime eficiențe în planul semantic. Aplicarea preluărilor în ștafetă pe trei straturi circulare în care minoritatea cedează majorității este absolut necesară.